foarte multe emisiuni de peste zi se întâmplă să se vorbească despre beauty, despre frumusețe în general. Asta și pentru că foarte multe femei în momentul ăsta se uită la noi. Am decis să atingem mai multe lucruri importante din domeniul ăsta cu Dr. Laura Mocanu, este specialist estetician și consultant pe beauty. Bună dimineața! Bună dimineața! Dacă ești consultant, înseamnă că vine cineva la tine în cabinet, se așează pe scaun și zice: Laura, scanează-mă. Exact. Și spune-mi ce ai schimbat la mine. Exact. Îmi place să compar această meserie cu un psiholog în frumusețe. Discutăm, fără să ne expunem la început defectele, discutăm puțin, ne analizăm, întrebăm ce ne deranjează, că de multe ori ce ne deranjează s-ar putea să nu fie ceva real, s-ar putea să fie ceva indus, din păcate. În zilele noastre, mai multe sunt induse decât reale. Vrem să ne transformăm încet, încet în ceva ce nu este foarte estetic și nu este foarte natural. E adevărat că mult cântărește părerea Instagramului în momentul ăsta. Mulți oameni vor să arate cape. Cel mai mult. Cel mai mult. Cel puțin în clinica noastră, cererile sunt foarte mari pe zona aceasta. Mi-aș dori să arăt cum arăt când îmi pun filtrul acesta. Ah, okay. Deci totul se arate ca un filtru și din păcate deja ne deplasăm foarte mult de la normalitate. Dar se pare că în domeniul nostru medical, la toate congresele la care noi participăm, din aproape în aproape se restabilesc limitele intervențiilor și începem să abordăm cât mai mult intervenții care se apropie de naturalețe. Nu mai optăm pentru lucruri exagerate. Ai Instagram, bănuiesc? Ai Instagram, să zicem, da. Nu ți se pare că brunetele seamănă, au început să semene? Pentru ba că da, e un trend de vreo 2-3 ani. Ba da, din păcate, da. Există o influență occidentală care, într-adevăr, a pus amprentă și la noi aici în Europa și cel puțin la noi în România. În general, trebuie să fie un pattern, trebuie să semănăm, da? Vreau să am pomeții la fel ca, în special, persoanele publice din America. Foarte cunoscute. Da, foarte. Și nasul Kim Kardashian. Exact. Nas, buze, Kylie. Hai să facem un top, să vedem ce mai cer oamenii, dar vreau să intrăm un pic și pe zona de bărbați, că și ei merg la estetice. O, cu siguranță. Topul lucrurilor cerute la tine în cabinet pe scaun. Ce se cere cel mai mult? O schimbare? La? O schimbare la, în special, zona feței. Zona corpului este mai puțin cerută, din păcate. În special la zona feței vor, primul și primul lucru, volumizarea de buze. Buze mai mari. Buze mai mari. Mai nou, mă bucură pentru că ele cer buze naturale mai mari, ceea ce este un pas. Înainte începem să... Se cereau și nenaturale? Da, se cerea o volumetrie exagerată. Pornstar sau... Exact, okay. Doar în zona aceasta. Acum se cer buze tip Russian, vom discuta probabil într-o altă emisiune, mai mari, dar naturale. O a doua cerere o reprezintă zona cearcănelor, zona ochilor. Aici da? Normal. Vreau să nu mai am cearcăne, vreau să nu mai am riduri la ochi. Și o a treia cerere, zona gușii. Nu mai vreau să mai am gușă. Ok. Da? Și ulterior, ridurile de pe frunte, pomeții, dar mai puțin. Zim ce cer bărbații. Ce cer bărbații? Cearcănele. Ok. Cearcănele. Zona cearcănelor și mai nou ridurile de pe frunte. Deși sunt unii bărbați care adoră aceste riduri proeminente pentru că sunt mai masculine, mai sunt și bărbați care vor finisarea ridurilor de pe frunte. Și încă o cerere interesantă, contouringul mandibular. Să iasă în proeminență, să iasă în evidență mai mult unghiurile mandibulare, pentru că este o notă de masculinitate. Aha, că erau pe vremuri niște staruri de tip Dolph Lundgren pe vremea noastră, care erau... Nu se putea atunci replica asta în cabine. Nu. E adevărat că la intervențiile estetice e cam ca la tatuaje. Dacă ți-ai făcut un tatuaj mic, sigur te întorci și pentru al doilea. Înțeleg că există o statistică ce zice că unul din cinci aproximativ, chiar români, dacă și-a făcut o mică intervenție, sigur în scurt timp se întoarce și pentru următoare, da, adevărat? Este foarte adevărat. De obicei există o dependență de frumusețe și o dependență de a atinge perfecțiunea. Așa suntem noi construiți. Ne place să fim frumoși și este normal. Dar nu trebuie să se depășească această limită de a fi frumos, dar natural. Acum, mai nou, în ultimii 2-3 ani, începem să ne revenim, da? Să stagnăm din exagerări. În trecut, din păcate, nu exista această limită.
este important să te consulți cu cineva, de asta a apărut acest trend de beauty consultant, consultant de beauty, ca să înțelegi efectiv care sunt problemele reale și care sunt exagerările, pentru că, într-adevăr, în cadrul clinicii noastre, la specialiștii noștri, vin tot felul de cereri. Uite, eu consider că am pomeții foarte plați. De ce consider tu lucrul acesta? Te punem în oglindă, te analizăm, facem ușoară simulare, pentru că sunt și multe programe care ne ajută să simulăm. Uite, ți-ar plăcea să fii cu pomeții mai proeminenți, ți-ar plăcea să fii cu mandibula mai alungită și atunci vedem cât de real este cererea sau impresia pacientului și sau cât de falsă. Mie mi-e teamă de balanța asta, știi? Vă operăm și ne dați niște zeci de milioane vechi sau mii de ron versus nu, domne, ești frumoasă, du-te acasă. Și nu cred că toți medicii din România sunt corecți la balanța asta. Eu dacă mă duc la anumite servisuri cu mașina, îmi spune ea să o schimb cu totul, îți dai seama. Așa este, din păcate. Rar găsești medicul de mașină care zice, nu, domne, nu schimba asta încă, vino peste un an, las-o să mai bată, pentru că te costă prea mult. Vreau să ajungem la buze, pentru că știu că ești specialistă în treaba asta. Da. Buzele... Te-ai născut cu buzele astea? Bineînțeles că nu. Evident. Nu pot să mint, nu pot să exagerez. Sunt buze construite câte puțin, câte puțin în timp. Astea sunt Russian? Acestea sunt buzele Russian, da. Așa acum am învățat ceva nou. Da. Buzițele pot fi voluminoase, exact cum spuneam mai devreme, dar într-un stil cât uși de cât natural. Eu am pornit pe drumul acesta, pasiunea mea pentru buze a pornit acum cu 10 ani în urmă, din cauza că nu aveam buzițe și m-am dus la o augmentare, minor a fost și m-am simțit fabulos. Într-adevăr, pentru o femeie, buzele sunt foarte importante. Se simte foarte, o femeie se simte foarte bine și sigură pe ea dacă are cât uși de cât volumetrie pe zona buzelor, da? Și atunci am început să studiez, să analizez, să merg la tot felul de cursuri și congrese și mastere, să vedem care este, de fapt, problema în legătură cu buzele. Este un subiect destul de amplu pe care îl vom dezvolta la un moment dat. Abia este destul de mult de vorbit, dar, da, sunt de acord cu volumizarea buzelor, nu neapărat într-un stil, pentru că nu dă bine pe stilul acesta Russian pe fiecare fizionomie. Trebuie să avem grijă când punem volumetrie, cum o punem, da? Pe mine, din fericire, dă bine pentru că am și niște gene Russian la origine, deci pot să le port liniștită, dar nu dă bine pe orice fizionomie. O să vreau data viitoare să vorbim și despre cum putem greși la capitolul ăsta, pentru că sunt foarte multe buze greșite în showbizul românesc. Nu mai zic. Cu siguranță. Trebuie să vedem la ce avem grijă. Pot să spun o întrebare personală? Te rog. Te pupi altfel decât ai buze mai mari? Cu siguranță nu. Cu siguranță nu. Mușchiul buzelor este antrenat de la bun început să facă un lucru, nu își schimbă activitatea dacă facem volumetrie. Deci poți demonstra științific? Da. Să vii data viitoare cu planșă, vreau să văd dacă te pupi mai bine sau mai rău. Dar poate mai bine, că ai mai mult material.